Toți ne-am relaxat bine în vacanță, dar iată că revenirea la serviciu după o pauză mai îndelungată este precum trecerea de la cald la frig. Nu e o senzație tocmai prea plăcută. Psihologii numesc această stare sindromul post-vacanță. Iată câteva sfaturi pentru a ne pune în mișcare mai ușor și pentru a reintra în ritmul obișnuit de lucru. O zi sau două înainte de muncă, treziți-vă la aceeași oră ca într-o zi de lucru obișnuită și încercați să nu adormiți la loc. Reobișnuiți-vă mintea cu efortul. Nu trebuie să fie ceva dificil. Un joc de puzzle, de exemplu, care vă cere atenție. Puteți eventual să faceți lucruri ușoare prin casă, să udați florile, să gătiți ceva și totodată să vă stimulați mintea. Rezolvarea cuvintelor încrucișate sau sudoku sunt perfecte. Contează să vă amintiți puțin mai devreme, la nivel mai redus, de efortul pe care trebuie să-l depuneți, ca trecerea să nu fie prea bruscă și epuizantă. Scrieți-vă în agenda lucrurile pe care le veți face atunci când vă veți întoarce la lucru. Dacă nu vreți un plan pe termen mediu sau lung, limitați-vă la prima săptămână. Planul de acțiune bine pus la punct vă va scuti de programul încărcat cu e-mail-uri, telefoane și agitație. Sunteți la serviciu cu un scop, cu siguranță. Fie că vă place jobul, fie că aveți nevoie de acesta. Amintiți-vă aspectele care vă fac plăcere la birou sau motivele pentru care mergeți acolo. Vă vor oferi un mic impuls să reintrați mai repede în ritm. Mergeți la cumpărături înainte de reîntoarcere sau în prima zi de muncă. Un mic dar vestimentar în care vă veți simți bine și sigur de forțele proprii vă poate ajuta să fiți mai productivi. Oferiți-vă cadou un gadget pentru birou sau cumpărați-l ca să-l folosiți după serviciu. Revenirea la muncă nu trebuie să fie un motiv pentru a întrerupe obiceiurile din timpul vacanței, de a vă relaxa și de a face mai multă mișcare. Dimpotrivă, mențineți-le! Mâncați suficient, un prânz sănătos, dar nu excesiv, oferă energie pentru a fi productiv și bine dispuși. Consumați multe lichide pentru a elimina toxinele adunate pe parcursul sărbătorilor. Faceți puțină gimnastică sau plimbați-vă dacă aveți timp și râdeți la vreo glumă spusă de colegi, pentru că râsul este un remediu antistres excelent și ajută la îndepărtarea sindromului post-vacanță.